Asistentele păcătoase de nerecunoscut. În urmă cu aproape 10 ani, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu nu erau nici pe departe așa cum sunt astăzi, aveau însă aceleași mișcări provocatoare. Știu că sunteți curioși să vedeți despre ce este vorba, priviți imaginile. Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, așa cum nu v-a fost dat să le vedeți. Frumusețea celor două i-a cucerit pe maneliștii în ale căror videoclipuri păcătoasele asistente se unduiau într-un mare fel. Mamă, ce frumoasă e și ce zâmbet are! Ei, da, zâmbetul de pe fața Anei era strălucitor, la fel ca bijuteriile pe care asistenta le purta. Și acum să trecem la păcătoasa blondă. Loredana nu era nici pe departe cum este acum. Acum 10 ani, blondina nu avea meșele de acum, ci doar mișcările și frumusețea. Cred că m-ai hipnotizat, că prea sunt amorezat, dar am rămas așa blocat.